foarte bun. Pentru adulți. Da. Pentru berbeți săptămâna viitoare. Răbdare, răbdare și răbdare. Vă sfătuiește rudă. Nu forțați mâna norocului. Toate lucrurile bune vin mai când cei care știi să aștepte. Deci, pentru berbeci, să fie răbdători, pentru că surprizele plăcute urmează să apară în viața voastră. Taurul are o săptămână de protecție totală împotriva forțelor malefice din univers sau din zona unde lucrează. Protecție, s-a mutat protecția la Taur acum. Ia uite, o suită de schimbări majore într-un viitor apropiat se anunță pentru gemeni. Deci trebuie să fiți pregătit pentru aceste schimbări majore, nu minore, majore. În schimb, racul e sfătuit să dea la o parte toate grijile și toate problemele legate de trecut, că el acolo trăiește în trecut, și să vă pregătiți pentru o săptămână mult mai bună. Deci, cu alte cuvinte, lăsați necazurile în urmă. Mama Leone, tata Leon, mobilizați-vă toate forțele și arătați cine sunteți voi. La luptă! Acolo, la luptă! În familie, în societate și la serviciu. La luptă! Mobilizați-vă și veți triumfa. Dă-te-vă la fecioară la muncă. Păi da, fecioară. Zice că primește un mesaj dublu. Relaxați-vă și nu vă mai faceți probleme. Ea patronează și sănătatea, fecioară. Și când se aude ipohondră cum e, cum auzi că tu și te ești bolnav, să-ți faci un control, radiografie, să faci un remeneu. Lăsați fricile și grijele vis-a-vis de o rudă apropiată, de cineva apropiat, pentru că are o sănătate foarte bună. Și nu mai vă faceți griji negre. Ăsta e mesajul. Relaxați-vă. Ei, ia uite-te ce a apărut la balanță. Fertilitate și belșug. În săptămâna următoare, visele voastre se împlinesc. Na, că aveai infertilitate și pe la balanță. E bine. A scăpat Leu de ele de mult și s-a mutat la balanță. Iar scorpionii vor găsi rezolvarea problemei care îi frământă, angajând un dialog sincer, o discuție sau un complot de familie, cum spunea cineva. Facem un complot de familie și vorbim, discutăm. Deci angrenați toată discuția cu cei de acasă, cu cei apropiați și veți găsi rezolvarea problemelor care vă frământă. Rămâneți în așteptarea unei schimbări foarte importante acasă, curând, domnilor săgetători. Așa. Fiți pregătiți pentru o schimbare foarte, foarte importantă, curând. Deci, în primele 2-3 zile s-ar putea să vină. Dar uite că vine uraganul. Cine vine uraganul? Cel care a muncit și a intrat încălțat în munca lui. Capricornul. Are chef de scandal. Susține o bătălie furtunoasă sau o dispută. Runa îi sfătuiește. Hai mă, rămâneți calm. Potoliți-vă că totul se aranjează. Deci nu mai vă certați. Dar nu se poate. Dacă balanța săptămâna trecută s-a certat, acum urmează Capricornul la ceartă. Iar vărsătorii s-au mobilizat și ei. S-au luat după ăștia dinainte și vor și ei să susțină o mică bătălie. Să certe și ei un pic. Stați cu mine și nu mai susțineți bătălii, nu fiți îngrijorat că voi ați câștigat. Hai, liniștiți-vă. Două zodii puse pe arțag deja. Iar peștii, vești bune, cadou, surpriză sau sumă de bani important. Dacă o săptămână au ceva așa un pic în așteptare, cu protecție, după aceea iar să răstoarnă căruța cu noroc. Bun. Să vă fie de folos la toți și să împlinească gândurile bune.